și surori, eram pregătit într-un fel cu un alt pasaj din Scriptură pentru seara aceasta. Aș vrea totuși să rămân la pasajul acesta, având în vedere și timpul pe care îl mai avem până la încheierea slujbei, să spun doar câteva gânduri din cuvântul acesta lui Dumnezeu, rugându-L pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu știe care ne sunt nevoile noastre, spuneam și la început, și Dumnezeul acesta să se adreseze și pe mai departe nevoilor noastre. Una dintre cântările care s-a cântat în această seară, în, această, în locul acesta, zicea printre altele așa: Aș vrea să-mi spui când vei veni că am făcut ce trebuia să fac când stai în fața unei asemenea cerințe către Dumnezeu. Întrebarea care se pune este bine, dar ce trebuie să facem, nu? Fiecare dintre noi facem câte ceva în această lume. Trăim printre oameni, suntem în constituția asta fizică pe care Dumnezeu ne-a dat o prin naștere în trupul acesta făcut din țărână, avem nevoile noastre de fiecare zi. Suntem preocupați să facem ceva, să o ducem bine. Care dintre noastră nu vrea să o ducă bine? De aceea ne trudim, alergăm în toate părțile. Numai că, dragii mei, în alergarea asta pe care noi o avem în această lume, pentru această viață, dintr-o dată ne intersectează Dumnezeu. Și ne spune Dumnezeu ce trebuie să facem. Bună oară, Avram era un om într-o într într cetate, într cetate păgân, într-un oraș păgân, cu stilul lui de viață, preocupat și el ca toți oamenii să o ducă bine și să facă ceea ce era în cultura lui să facă. Și îl intersectează, intersectează Dumnezeu viața într-o zi și zice Dumnezeu, ieși. Asta trebuie să faci. Dacă, cum se pune întrebarea, dacă Dumnezeu ne spune uh, asta fiecăruia dintre noi, ieși, câte întrebări am pune lui Dumnezeu? Dar de ce nu-i bine aici? Dar de ce mai bine dincolo? Numai că, dragii mei, noi ar trebui să facem ce zice Dumnezeu, ce ne cere Dumnezeu, pentru ca în ziua aceea să ne poată spune ai făcut ce trebuia să faci. Și ascultați-mă. Să lăsăm în seama lui Dumnezeu ceea ce suntem noi obișnuiți să facem în fiecare zi. Și să lăsăm, dragime, în seama lui Dumnezeu să facă ceea ce avem noi să facă, dragii, Să facă Dumnezeu pentru noi. Noi să facem ce ne cere Dumnezeu. Vreau să vă, vă întreb, credeți că a fost simplu pentru pescarea aceea de la Marea Galilei când a zis Domnul, veniți după mine, să lase mreaja, să lase barca, să lase familia? A fost simplu? Sau a fost simplu pentru Avram să uh, își lase casa, rudenia, neamul, uh, preocupările și să se ducă pe un drum pe care îl arată Dumnezeu? Credeți că a fost simplu? A început să se preocupe de ce i-a zis Dumnezeu să facă. Pentru că Dumnezeu s-a angajat să facă ceva pentru el. Și ascultați ce a zis Dumnezeu. O să-ți fac un nume. Vreau să vă întreb, în preocupările noastre de fiecare zi, pentru viața aceasta și pentru confort, există și preocuparea să ne facem un nume? Ce ziceți? Nu recunoașteți. Toată truda noastră, toată lupta noastră, dragii mei, este să ne facem un nume dincolo de a, de a avea bani de a uh, acumula uh, bunuri uh, de a avea confort toate acestea până la urmă țintesc într-acolo să ne facem un nume știți că în capitolul precedent în capitolul 11 spune Sfânta Scriptură că oamenii s-au adunat uh, în Câmpiașiniar uh, să înalți un turn să ajungă până la cer și să ne facem un nume Care din locul acesta, nu sunteți preocupați de numele dumneavoastră. Noi avem impresia, dragii mei, că bună cei care ne conduc, pe care noi votăm și îi trimitem cine știe unde, dragii mei, ă, ei sunt foarte interesați de binele nostru. Dar de unde? Sunt interesați de binele lor și de numele lor. Să ai bun nume. Câți din locul acesta sunt, aveți Credința lui Avram, că a fost nevoie de credință, așa cum se spunea mai înainte. Cât dintre dumneavoastră aveți credința să faceți ce cere Dumnezeu și să lăsați pe Dumnezeu să se ocupe de numele dumneavoastră? Să fac un nume. Vreau să răspund la o întrebare foarte scurtă, dragii mei. La întrebarea aceasta, cum credeți că ne face Dumnezeu un nume? un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Cum credeți că ne face Dumnezeu numele acesta, dragii mei? Sau nu sunteți interesați de nume? De acel nume nou, care să aibă rezonanță în împărăția lui Dumnezeu. Cum ne face Dumnezeu nume? mei, Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Ascultați-mă. Schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, înainte de a ne tăia Dumnezeu calea, înainte de a, de a, de a ne întoarce la Dumnezeu, numele nostru este de păcătos mort în păcate și fără de legi, sau cum zicea Pavel despre sine, cel din dintâi dintre păcătoși. Și ne taie Dumnezeu calea, ne pune în față Evanghelia, ne pune în față chemarea. Când Dumnezeu, dragii mei, pune înaintea noastră Evanghelia Lui și jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și noi credem, Dumnezeu ne schimbă viața și schimbându-ne viața ne schimbă numele. Știți că Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram, știți asta? Dar de ce i-a schimbat numele? După ce omul ăsta a ascultat de Dumnezeu și a pornit prin credință, Dumnezeu i-a zis, o să te numește altfel. Nu Avram. Avram. Știți, dragii mei, că Dumnezeu, sau dacă vreți, Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a întâlnit cu Zacheu, că despre Zacheu a fost vorba în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos i-a spus ceva, i-a spus un nume. Știți care a fost numele acela? Era uh, șeful de vamă, era uh, unul care lucra pentru romani, unul care, uh, mă rog, uh, nu era bine văzut de cei din deconaționale lui, pentru că era de partea cealaltă. Când s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos și a intrat Domnul Isus Hristos în casa lui și a intrat mântuirea în casa lui, a zis Domnul așa, azi a intrat mântuirea în casa aceasta că și el este fiul lui Avram. De ce? De ce, frate și surori? Pentru că omul ăsta avea viața schimbată. Dumnezeu din cer lucrează la numele nostru. Dragii mei, schimbându-ne viața, aducându-ne Evanghelia, cerându-ne să credem, când noi credem, dragii mei, și viața se schimbă, devenim cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și ne dă, zice, zice scrie Iacov despre, despre oameni, despre creștini despre oamenii în mijlocul cărora creștinii trăiesc, despre oamenii aceia, bajocoresc frumosul Nume pe care voi îl purtați. Frumosul nume. Dumneavoastră, cei care sunteți aici în sală în această seară, sunteți conștienți ce nume purtați, cât de frumos este numele acesta. Copil al lui Dumnezeu, cetățean împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. E frumos numele acesta. Chiar dacă alții îl jocoresc. Dar este așa. Este numele acesta dacă viața noastră este schimbată. Dar al doilea mod în care Dumnezeu lucrează sau lucrează la numele nostru, ne face un nume, este acela că ne dă o misiune. Dumnezeu nu l-a scos pe Avram din idolatria lui, din țara lui, din casa lui, din cultura lui, din stilul lui de viață, doar să facă atât. să schimbe. Dumnezeu i-a dat o misiune și a zis Dumnezeu, vei fi o binecuvântare. Asta e misiunea ta, să binecuvintezi pe alții. Acum vă întreb frate și soră, cât sunteți în locul acesta în această seară? Dumneavoastră, de când aveți numele ăsta de copil al lui Dumnezeu. Pentru că v-a schimbat viața. Dumneavoastră ați binecuvântat pe cineva. Ați binecuvântat? Poate vă gândiți mi dat că am dat 5 lei pe stradă și l-am binecuvântat sau am pus 100 de lei la colectă am binecuvântat sau am văzut un sărac cinește unde și am da slavă Domnului. Dar Dumnezeu nu ne-a dat misiunea asta să binecuvântăm pe cineva doar în sensul acesta. Dumnezeu ne-a dat un nume dându-ne o misiune ca să fim o binecuvântare. Care e misiunea noastră în această lume? Faceți și surori. Vreau să vă întreb. Când Dumnezeu l-a purtat pe Iosif în Vechiul Testament pe un drum foarte întortocheat. Ură de frații lui, pus în groapă, rob în Egipt, pe urmă în casa lui Potifar, pe urmă în pușcărie. Dumnezeu l-a făcut pe o, o binecuvântare. Sau nu l-a făcut o binecuvântare? În circumstanțele vieții, când a fost în casa lui Potifar, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu binecuvântat pe tot ce punea mâna Iosif. A binecuvântat casa lui Potifar din cauza lui Iosif. Ești undeva, într-un loc de muncă. Credeți că Dumnezeu poate binecuvânta locul acela de muncă pentru că ești tu acolo? Credeți asta, fraților? Credeți că putem fi binecuvântare? având răspunsuri la întrebările pe care semenii noștri nu le au. Sunt atâtea întrebări, mai ales în vremea aceasta, dragii mei, complicate, complicată viața, complicate împrejurările. Faraonul acela a, a avut niște vise. Șapte vaci grase, șapte vaci slabe, cele slabe au mâncat pe cele grase. Șapte spice pline, șapte spice goale, cele goale le-au mâncat pe cele, pe cele pline. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? A fost Iosif binecuvântarea lui Dumnezeu pentru faraonul acesta când a venit și a spus acesta este un cuvânt de la Dumnezeu. Când noi oamenii din locul acesta avem un cuvânt de la Dumnezeu pentru alții, dragii mei, credeți dumneavoastră că suntem o binecuvântare. Și asta lucrează la numele nostru de copii lui Dumnezeu. Credeți asta? Mă duc iar la Iosif, dar un pas mai înainte. Era acolo în temniță. Avea colegi. Noi nu suntem în temniță, dar avem colegi. Și într-o dimineață, i-a văzut pe doi dintre ei triști și abătuți. Putea să-și vadă de ale lui Iosif. Era așa acolo, un fel de șef, dacă vreți. Putea să vreodată de al lui. Dar omul ăsta care era binecuvântare, oriunde se găsea, și în temniță, și în casa lui Potifar ca rob, și la palat, dacă vreți, în temniță a fost binecuvântare pentru că a zis, oameni buni, ce aveți? Și a spus unul și a spus altul, și Iosif a avut pentru ei un cuvânt de la Dumnezeu. Da? A avut un cuvânt de la Dumnezeu. Și cuvântul ăsta de la Dumnezeu, dragii mei, ori pe unde îl ducem cu noi, e bine cuvântare. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem. nu o să fim la pușcărie, spuneam mai înainte. Doar să fim într-un colectiv de oameni cu multe întrebări cu multe suferințe, dacă vreți, cu multă durere sufletească, cu multe întrebări și eu trebuie să am un cuvânt de la Dumnezeu, pentru că am o misiune de la Dumnezeu. Daniel în Babilon, vreau să vă spun, omul ăsta a fost binecuvântare pentru împăratul pe care îl slujea. Frământat împăratul, cu problemele pe care le avea, visul pe care nu îl înțelegea, dragii mei. Și omul ăsta a avut cuvânt de la Dumnezeu. Și cuvântul de la Dumnezeu i-a clarificat acestui om ce planuri are Dumnezeu. Și în mai multe rânduri Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta cu cuvânt de la Dumnezeu. Scrie Apostolul Pavel către Filipeni despre Domnul Iisus Hristos. Știți ce, scrie Apostolul Pavel despre Domnul Iisus Hristos în capitolul 2 din Filipeni? I-a dat, Dumnezeu i-a dat Domnului Iisus Hristos un nume. Puteți zice mai departe. Mai presus de orice nume. Pentru ca numele acesta să se plece orice genunchi, al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Întrebarea este bine, tată, de ce ai dat un nume mai presus de orice nume? De ce? Pentru că a venit în această lume cu o misiune. Și în, la un moment dat, cu brațele întinse acolo pe cruce, a zis, Tată, s-a sfârșit. Adică am împlinit misiunea pe care tu mi-ai dat să o fac. Și vreau să vă întreb, Hristosul lui Dumnezeu venit în această lume a fost o binecuvântare. Este o binecuvântare. Dumnezeu lucrează la numele acesta al nostru schimbându-ne viața. Dar lucrează la numele acesta al nostru dându-ne o misiune. Și noi suntem, dragii mei, purtătorii acestui nume în măsura în care ne împlinim această misiune. Suntem o binecuvântare pentru ceilalți. Și ar vă pun întrebarea, frați și surori, Dumneavoastră, de, cât a, de când aveți numele acesta, ați binecuvântat pe cineva. Deci noi suntem uh, obișnuiți să binecuvântăm pe cine ne binecuvintează. Dar suntem chemați să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează. Înțelegeți? Numele acesta, dragii mei, pe care ni dă Dumnezeu, este autentic în măsura în care îndeplinim această misiune, această menire să binecuvântăm. Nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează. Poate chiar ne blastăm sau ne fac rău. să binecuvântăm. Spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dacă Dumnezeu din cer ne-a promis că ne face un nume, ne face un nume în măsura în care experimentăm schimbarea vieții. Ne face un nume în măsura în care ne împlinim în lumea aceasta mandatul. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze, dragii mei. Cred că fără de credință este cu neputință să ne apucăm să facem ce trebuie să facem. E cu neputință. Pentru că dacă nu avem credință, lucrăm în firea noastră pământească. Și firea noastră pământească ne presează să lucrăm pentru aici și pentru acum. A zis Domnul Iisus Hristos unea, vină după mine, lasă-mă mai întâi la asta. Vină după mine, dar trebuie să mă duc la sau vină la ospăți, sau vină la, la cină, că a pregătit cineva o cină. Lasă-mă mai întâi să mă duc să văd de boi să încerc, de pământ să-l văd și așa mai departe. Credința mă ajută, dragii mei, să las unele lucruri în seama lui Dumnezeu și să mă ocup de ceea ce trebuie să fac, adică de ceea ce Dumnezeu îmi cere. Dacă mă întrebați, bună oară, când ucenicii au lăsat pescuitul, de acolo trăiau și au mers după Domnul Isus Hristos. Din ce au trăit și familia? Nu vă pot răspunde. Nu vă pot răspunde. Ei se duceau la pescuit, nu pescuit de agrement cum mergem noi uneori dacă ne mai ducem, dragii mei. Se duceau la pescuit cum mergem noi să trudim pe șantier. Să câștige pentru familie. Și într-o zi Domnul Iisus Hristos zice, veniți după mine. Și-au lăsat pe tată fiul lui Zebedei, și-au lăsat corabia, și-au lăsat mreaja, Andrei și Petru au lăsat și ei pescuitul și-au mers după Domnul. Nu știu cum s-a întâmplat, când mai mergeau la pescuit să, să... Dar, dragii mei, au lăsat în seama Domnului. A zis Domnul la un moment dat, de când ați venit după mine, ați dus voi lipsă de ceva? Adică, de când m-ați lăsat pe mine să mă -mi ocup de nevoile voastre, ați dus voi lipsă de ceva? Știți care a fost răspunsul lor? De nimic, Doamne. Dar trebuie credință pentru asta. Dacă nu putem, dragi mei, dacă nu avem credință, nu putem face lucrul acesta. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de ceea ce se angajează El că se ocupă. Și noi să facem ceea ce trebuie să facem. Pentru că Dumnezeu vrea să ne facă un nume pe care să-l citească într-o zi când se vor deschide cărțile. Când se vor citi numele să ne citească numele acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu în această lume și pe care, dragii mei, l-am păstrat până când Dumnezeu ne cheamă din această lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog, Domnului, pentru credința aceasta despre care ne s-a predicat în seara aceasta, să o avem. Fără credința aceasta nu putem să îl lăsăm pe Dumnezeu să facă ce se angajează El să facă. Pentru că noi avem impresia uneori că facem mai bine ca Dumnezeu. Nu. Dumnezeu face ce este mai bine pentru noi. Haideți să stăm ridicați în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să îi mulțumim Domnului pentru prezența Lui cu noi. Și aș vrea tare mult să ne rugăm Domnului, și eu vă spun sincer, mă rog de multă vreme pentru asta, să ne dea Domnul o credință mare. Prea mult umblăm prin vedere. Oricel neprihănit trebuie să trăiască prin credință să ne dea Dumnezeu această mare credință pe care a avut-o Avram și pe care trebuie să o avem și noi și să mergem prin credință, dragii mei, lăsându-ne, abandonându-ne dacă vreți în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună Domnului.